Ofițerii Direcției Investigații Complexe a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Direcția Generală Urmărire Penală, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, anunță că au deconspirat activitatea unei scheme infracționale la mai multe stații PECO din nordul Republicii Moldova, îndreptată spre înșelarea clienților, se anunță într-un comunicat de presă. Oamenii legi au stabilit că responsabilii de la stațiile PECO au instalat la pompele de alimentare cu carburanți dispozitive tehnice speciale adaptate, care odată puse în funcțiune livrează cantități reduse de combustibil, iar surplusul de carburanți este comercializat clienților fără a fi emise bonuri fiscale de către aparatul de casă și control, prejudiciind astfel interesele statului și ale clienților în proporții deosebit de mari. La data de 17 martie, poliția a efectuat percheziții la 4 stații PECO, precum și la domiciliile, oficiile și autoturismele persoanelor bănuite, unde au fost depistate și ridicate dispozitive tehnice din speță, telefoane mobile, HDD, registre cu înscrisuri de ciorne, acte contabile, combustibil în volum de 2500 de litri, fără acte de proveniență, mijloace financiare fără proveniență justificată. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate, se mai anunță în comunicat. Potrivit legislației în vigoare, persoanele vizate în investigații sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.